Bine v-am regăsit, dragi prieteni ai revistei Psihologie. Suntem în căutarea stării de bine și astăzi vom discuta despre bunăstarea financiară și l-avem alături de noi pe Cornel Ionescu. Bine ai venit! Bine v-am găsit! Ce faci, Cornel? Cu ce te ocupi? Cu ce mă ocup? Bună întrebare! Încerc să ajut oamenii să-și găsească stare de sănătate financiară. Ok! Toată lumea, în general, se plânge că nu are bani. Citisem la un moment dat că pe măsură ce ai un venit mai mare, atunci nevoia este și mai mare de a cheltui și ai toate șansele să spui tot timpul nu sunt mulțumit cu banii pe care îi câștig, așa este? Se întâmplă și fenomenul ăsta și foarte interesant că e o nevoia noastră de a păstra un soi de stare cu care suntem obișnuiți. Dacă eu sunt obișnuit să cheltuiesc tot ce am, în momentul în care o să câștig mai mult, o să mă trezesc într-o stare nouă. Mintea noastră zice, noi nu vrem o stare nouă, vrem să revenim la aceeași stare, corporare, cheltuim mai mult. Uh-huh. Și atunci ne simțim bine, ne simțim în siguranță și mai este încă un fenomen care ajută la această stare și anume impresia că merit. Dacă am câștigat mai mult, eu cel de acum merit mai mult și uităm câteodată să ne uităm la noi, cei din viitor, de peste un an, doi ani, trei ani, sau la pensie. Când începe educația asta financiară a oamenilor? Suntem educați? Nu mi-aduc aminte să mă fi educat nimeni. Deși bunica mea a fost economist, nu mi-aduc aminte. Știu că îmi dădea 10 lei pentru fiecare 10 pe care luam, dar nu cred că mi-a făcut așa un minim de educație financiară. Păi, cred că educația noastră financiară începe dinainte de a vorbi. Și continuă după aia și copiii noștri au tendința să ignore ce spunem noi și să vadă ce facem noi și să copieze ce facem noi. Și cu toții ne văităm că n-am primit educație financiară. Realitatea nu e chiar așa. În schimb, de multe ori când spunem asta, ignorăm o parte de istorie. În ultimii 100-150 de ani, în România s-au tot schimbat regimuri politice, sociale și economice. Am trecut cumva de la feudalism, am ajuns la România Mare, am trecut prin războaie, am trecut la o formă de capitalism în care boierii s-au transformat în proprietari de capital, cei care erau iobagi pe terenurile lor s-au transformat în proprietari de pământ, după care a venit comunismul care a nivelat tot, după care am început o zonă de capitalism sălbatic. E, ce putea să-mi zică mie, eu am 47 de ani, ca urmare am prins o bucată din perioada comunistă. Mai puțin război, așa. Mai puțin război și atunci... Ce putea să-mi spună mie mama sau ce putea să-mi spună tata care se potrivească cu societatea actuală în condițiile în care soluția care funcționa pentru vremea respectivă era cu totul alta decât cea de acum. Trebuia să te duci, să mergi la școală, să te educi, dacă reușeai să faci o facultate și nu erai ultimul prost din o gradă, erai foarte bine la 40 de ani. Acum nu mai funcționează asta, avem așa o inflație de diplome încât nu mai știe nimeni să schimbi un robinet sau nu mai are cine să-ți vorbească în casă. Și atunci... Cei care au diplome au ajuns să ducă căruțurile în parcare la supermarket și să fie casieri acolo, în timp ce ceilalți care știu o meserie care se caută, înfloresc din punct de vedere financiar. Și atunci, da, putem să ne zicem că nu avem educație financiară. Dar nu e adevărat. O avem și mai mult decât atât... Adică privind modelele din jur, lasă te referi. Da. Uh-huh. Avem modele împrejur. Și mai mult decât atât, acum avem la dispoziție mijloace care nu existau acum 10 ani, 15 ani, și anume avem YouTube, avem internet, sunt o grămadă de resurse gratuite, doar trebuie să le folosim. Și mai mult decât atât, să ne dăm seama că noi trebuie să ne adaptăm și că învățatul nu se oprește în momentul în care am terminat școala. Învățatul continuă permanent. Aici o să intrăm așa într-o chestie care, un fenomen pe care eu îl simt destul de tare. Da, într-adevăr, noi avem informații și avem acces în momentul de față, dar pe de altă parte, societatea este construită în așa fel încât să, prin reclame, prin ce se întâmplă la televizor, să ne forțeze psihic vorbind, emoțional, să zică, nu văd acum ce brand au pantofii tăi, dar trebuie neapărat să iau un anumit brand pentru că ăla mă va face să mă simt mai bine, mai valoros în piață. Adică suntem prinși între un mecanism psihologic care este bine studiat înainte să mi se vândă un anumit produs, de care nu sunt conștient și dau o informație care pe de altă parte ți-ar spune că ar trebui să avem și niște economii și alte lucruri. Dar bănuiesc că aici intervine și rolul vostru apropo de a face o educație în mod proactiv, dar să nu aștepți ca Gigel să zică ia mai să văd cam ce ar trebui eu să fac. Numai că atunci când vrei ceva, vei găsi și resursele și toate cele. Dacă te lași purtat în vâltoarea zilelor noastre,
trebuie neapărat să ai casa ta. Așa e în România. Afară știu că lumea se mută de colo colo. Să faci o casă, un copil, să plantezi un copac și eventual să sapi o fântână. Asta n-am știut. Era și asta înainte, când nu era apă. Și acum neapărat trebuie să avem și mașina noastră, nu? Cel puțin două, nu? Cel puțin două, okay. Dacă suntem o familie cu doi adulți. Deci, informații cu siguranță există. Pe de altă parte, suntem destul de încorsetați. Dacă nu realizăm, putem să devenim destul de încorsetați să consumăm, să cumpărăm cât mai mult. Și nu știu unde mai intervine zona asta de auto-educare financiară. Foarte frumos, Simona. Tot ce mi-ai povestit tu este fantastic, extraordinar, nemaipomenit, polit cu aur. Ideea în felul următor. Tot timpul altcineva e de vină. Da, foarte bun. Deci statul, părinții, bunicii sunt de vină că eu nu am fost educat din punct de vedere financiar. Și apropo, în cazul în care nu știați, în clasele 1-4 există opțional de educație financiară. Acum există și 5-8, se face și la liceu. Există programe de educație financiară dezvoltate de alți oameni preocupați de zona de educație financiară, unde poți să înveți lucrurile astea. Ai YouTube, dacă vrei iarăși surse gratuite, ai platforma pe care am inventat-o noi. Nu e o șmecherie să nu găsești, cum că n-ai găsit situații financiare. În schimb, cred că primul lucru care ar trebui să se schimbe este fix chestia asta. Eu nu am, sunt vai de capul meu, când apare unul și ea pasă așa pe telecomandă și eu încep să dau cu cardul. N-am ce să fac. Dacă a zis brandul cu tare că eu trebuie să-mi iau, eu dau cu cardul. A mai zis cineva că trebuie să mă căsătoresc. Monster, mă duci să nez la starea civilă. Pentru că asta contează. Mă va face să fiu fericit. Absolut. Căutarea asta pentru fericire și fericirea nu contează cu cine. Important este să semnezi la starea civilă, după care să fac un copil. Nu contează dacă cu partenerul sau nu, că nu se zice în zicala respectivă. Să fiu proprietar de casă și aici se ignoră iarăși o parte de istorie. Toată lumea subliniază că suntem națiunea cu cei mai mulți proprietari din Europa. Pe de altă parte, cred că eram națiunea cu cei mai puțini proprietari din Europa înainte să se termine comunismul și a fost o, nu știu dacă eroare sau politică de stat, hai să le dăm casele în care ei stau cu chirie să le vindem în rate. Greșeala lor a fost că a fost cu o rată dobânzii fixă, ca urmare, după inflația galopantă din anii 93 până în 2000, a ajuns ca respectiva casă să nu mai însemne mare lucru și oamenii care au fost pe fază au putut să plătească și în felul ăsta să devină proprietari. Și asta e fain, frumos, foarte tare. Pe de altă parte, e adevărat că Banca Națională spune că undeva în jur de 70% din activele românilor sunt în imobiliare și aici mai vedem, dincolo de ce povesteai tu, îi avem pe cei care merg și lucrează în străinătate și care e primul lor reflex? Trimită banii acasă ca să se construiască o casă. Toată lumea visează la un cămin, la o casă, la un loc unde se simtă în siguranță și noi îl cumpărăm că n-am avut și atunci ne luăm și noi acum. Cât mai mare, cât mai bine. Uh-huh. Între timp s-au mai reglat asta. Acum oamenii încep să-și pună problema, de ce cumpăr eu lucrurile astea? Le cumpăr pentru mine sau le cumpăr pentru a părea cumva în ochii altora? Uh-huh. Și asta cred că e foarte interesant și vine odată cu maturitatea. Și apropo de ce spuneai tu, e frumos să dau vina pe altcineva. Dar viața mea începe să se schimbe în direcția în care vreau eu, în momentul în care mi-asum că domnia, prostia și meditațiile se plătesc. Și dacă vreau să fiu domn, să pozez în domn, chiar dacă nu pot să susțin în momentul ăsta standardul respectiv, o să fac ce? O să mă duc să-mi cumpăr niște lucruri de care n-am nevoie, de care oricum nu-i pasă nimănui, și o să le cumpăr pe credit și asta o să mă ducă într-o situație predictibilă, supra-îndatorare și într-o situație de criză, precum pandemie, criză economică, nu știu ce, ajung la executare silită, rămân fără bunurile respective și zic, dacă aș fi avut educație financiară, și de fapt nu asta este. Dacă mi-aș asuma faptul că eu sunt responsabil pentru modul în care îmi trăiesc viața, lucrurile s-ar schimba. Depinde foarte tare de ce poveste ne spunem noi nouă înșine. Sunt unii care spun, eu topez banii. Sunt alții care spun, eu economisez bani. E o alegere din ce club să faci parte. Uh-huh. Doar că alegerea asta determină niște comportamente și niște rezultate financiare diferite. E foarte bine punctat, apropo de că căutăm vinovații și mai puțin uităm la noi. Dacă ar fi să începem
această conștientizare personală cu o întrebare puternică. Dacă până la urmă, ca să spune și tu, doamne, am nevoie de lucrul acela, care ar fi o întrebare puternică cu care eu să încep la drum în a mă autoeduca în acest sens? Păi e chiar întrebarea cu care noi ne începem de obicei cursul. Noi, manometru, și anume, cât valorează o oră din viața ta? Și asta se socotește simplu, îți împarți salariul net, banii pe care îi iei în mână, la numărul de ore pe care le lucrezi. Și o să afli o cifră care spune cu cât îți vinzi tu, în momentul de față, ora din viață. Și o să constați că dacă ești plătit cu salariu minim pe economie, te vinzi cu 9 lei, dacă ești plătit cu salariu mediu pe economie, e undeva în jur de 21 de lei. Ceea ce înseamnă că de fiecare dată când tu scoți 9 lei din buzunar, sau 21 de lei din buzunar, tu plătești cu o oră din cele 168 pe care le-ai lucrat. Practic tot ce plătești, plătești cu viața ta lucrătoare și în momentul în care începi să pese de viața ta, în momentul ăla totul se schimbă. Până atunci, mă rog, cred că trebuie să le mai spui că o să moară. De ce? Că altfel cred că sunt nemuritor. Dacă sunt nemuritor, nu contează că plătești cu viața. Dar atâta vreme cât admiți faptul că tu plătești cu viața ta, în momentul ăla situația se schimbă. Cum vine unul și îmi spune, cumpără-ți ăla, sunt eu dispus să dau atâtea ore din viața mea pentru lucrul respectiv sau iau mâncarea și arunc din frigider. Arunc niște ore din viața mea. Are sens să fac asta? Sau poate vreau să schimb ceva la modul în care mă raportez la viață? Și atunci încep să te întreb ce e important pentru mine. E foarte frumos că mi-au spus unii, însoară-te, fă copii, nu știu ce. Dar este important pentru mine? Mai este de actualitate? Mai este o rețetă de succes în ziua de astăzi? Și aici ajungem în zona de credințe. Că am luat din mediu niște credințe penemestecate, niște aplicații instalate default și după aia, în momentul în care am mai trăit și noi niște experiențe, le-am generalizat și ne-am mai instalat niște aplicații. Și în funcție de ele luăm decizii. De exemplu, eu nu pot, vai de capul meu, dacă apare un brand la televizor, musai trebuie să dau cu cardul. Nu contează că e card de credit, eu dau cu el, nu contează cât mă îndatoresc. Cred că cel mai des vorbim de telefoanele mobile, trebuie neapărat să am ultima tehnologie. Trebuie? Trebuie, exact. Chiar trebuie și chiar are altcineva telecomanda și declanșează la mine, ce sunt eu, cățelul lui Pavlov? Sau ce? Cred că avem totuși liberă. Da, dar pentru asta e nevoie să stăm un pic cu noi, că altfel învâltoarea de zi cu zi cu toate grijile, uite, reacționăm cu telecomanda și cu cardul. Apropo de învâltoarea de zi cu zi, mi-a plăcut foarte tare de Kent Hoffman care zicea că oamenii au trei nevoi. Pick me, choose me, love me. Da? Alege-mă dintre toți, alege-mă pe mine dintre toți. Așa, alege-mă pe mine și iubește-mă. Minunat. În momentul în care nu găsim afecțiunea asta sau aprecierea asta, fie la partener, fie la serviciu, fie în altă parte, încercăm să ne cumpărăm afecțiunea respectivă. De multe ori nu realizăm ce cumpărăm. Cumpărăm un pic de strălucire pentru că ni se pare că viața noastră e boring, când poate ar trebui să fim, nu știu, eroi într-un fel, să trecem o bătrânică strada sau să facem curat în fața casei sau să-mi fac curat în cameră în așa fel încât să pară locuibilă și în felul ăsta stima mea de sine să crească și să zic, da frate, uite ce frumos, în ce spațiu frumos trăiește Cornel, bom, poate că merită și el ceva frumos pe lumea asta. Încep de la mine și de la modul în care mă percep eu. Și foarte interesant că toată lumea asta, de fapt, noi o percepem înăuntru nostru, nu o percepem în afară. Și atunci trebuie să ne facem un pic de ordine aici, ca să facem loc lucrurilor bune să ni se întâmple. Deci, ar fi întrebarea asta pe care să mi-o pun, care este valoarea unei ore lucrătoare din viața mea? Ok. Și apoi tot timpul să mă întreb dacă, de exemplu, chiar vreau telefonul respectiv, să mă gândesc, câte ore din viața mea dau eu în momentul în care cumpăr? Are sens să dau 300 de ore, 400 de ore din viața mea pentru acest telefon? Care înseamnă niște luni, două luni, trei luni. Da. Și, da, e o întrebare foarte bună. Și avem chiar un exercițiu pe care îl recomandăm, apropo de șoșoni. Câte ore din viața ta ai dat pe șoșoni ăștia? Câte ore din viața ta calci în momentul ăsta în picioare, în momentul în care te încalci cu șoșonii respectivi? Și atunci vezi că, de fapt, tu decizi ce vrei să faci cu viața ta și când zic tu decizi, faci chestia asta conștient sau inconștient. Chiar dacă nu ți-asumi alegerea și zici lasă că a apăsat altul pe buton, tu de fapt ai decis să dai altcuiva control. Și dacă îți convine treaba asta, minunat.
Da, bine, pe de altă parte trebuie să fii, și mi se pare o întrebare care te, știi, te aduce cu picioarele pe, pe pământ. Dacă spui întrebarea asta și ai grijă să spui întrebarea asta, te ajută să te plasezi corect față de ceea ce îți propui să, să cumperi. Pe de altă parte mă gândesc, dacă ne găsim tot felul de motive, când spun șoșonul ăla cu brandul X este de calitate, va rezista în timp, da? Asta este un fel de autopăcălire sau este conform cu realitatea, dacă plătesc pe mașina X, atunci va rezista mai mult în timp față de una pe care plătesc la jumătate de preț? Întotdeauna o să existe produse al căror preț este reflectat în calitate și produse al căror preț este mult prea mare pentru ce primești. Uh-huh. Ideea este că acum s-a democratizat atât de mult zona asta de păreri despre anumite produse, încât nu mai trebuie să ne mai dăm cu părerea. Există review-uri. Dacă te uiți pe orice platformă, găsești review-uri. Zice comerciantul, cel mai bun produs, rupt din soare, când o să îi pui în picioare, o să fie ca Ileana Cosânzeana, toți prinții o să cadă în limbă după tine. Și review, o steluță. N-a căzut, frate, decât unul și săracul s-a lovit și acum trebuie să am grijă de el o viață întreagă, and so on. Deci, acum s-au democratizat astea. Ai informații. Îmi place foarte tare o expresie pe care am auzit-o la o colegă. Let me Google it for you. Uh-huh. Lasă-mă să caut pe Google pentru tine. Aproape orice informație de care ai nevoie se află la o căutare distanță. Doar că trebuie să catadixești, să vezi dacă viața ta merită alea două minute de autoeducare pe Google sau pe uh-huh. YouTube sau unde mai vrei tu. Care mai fi o întrebare importantă apropo de a ne menține pe un făgaș așa util pentru, pentru noi? O altă întrebare importantă este ce e important pentru mine? Uh-huh. Sau se poate reformula, că e duce într-o zonă filozofică și cumva noi în Banometru suntem foarte mult spre acțiune, nu spre filozofie, deși avem și o latură filozofică destul de accentuată. Pe ce îți petrești timp? Cu ce îți petrești timpul? Cum îți petrești timpul? Și pe ce dai banii? Sunt două întrebări și astea, dacă stai și te uiți și îți urmărești agenda și de asemenea faci situația financiară și vezi pe ce ai dat banii, o să vezi care sunt lucrurile importante pentru tine, dincolo de povestea pe care ți-o spui tu în cap. Tu ai putea să spui că, mamă, mie îmi pasă de mediu și sunt pasionat de mediu. Da, în timpul liber, eu mă dau cu motociclete enduro și trăiesc într-o casă de 5 ori mai mare decât am nevoie și amprenta mea de carbon e de 10 ori mai mare decât amprenta altora. E, dacă stai și te uiți la cum îți petreci timpul și la lucrurile pe care dai banii, o să vezi cât de tare te minți sau, din potrivă, ești congruent cu ceea ce spui tu despre tine. Și atunci apar niște apare ele. Ceea ce este într-adevăr relevant pentru tine. Spre exemplu, te-ai hotărât că tu ești important pentru tine, că familia ta este importantă pentru tine, atunci zici, ok, dacă eu sunt important pentru mine, cum clamez, asta înseamnă că trebuie să am grijă de sănătatea mea, că am început să economisez niște bani, adică să-mi pun niște viață deoparte pentru momentul în care nu o să mai fiu în stare să mai lucrez, că o să ajungem și în, dacă dă Doamne, Doamne, o să ajungem și în starea respectivă, statistica zice că o să ajungem și cum nu ne putem baza foarte mult pe faptul că fondul de pensie o să acopere în întregime nevoile noastre, trebuie să începem noi să ne ocupăm de asta și atunci dacă îmi pasă de mine și de cei dragi mie, o să încerc să nu fiu o povară pentru copiii mei și anume o să fiu în stare să-mi plătesc singur azilul. Să dea Dumnezeu. Și nu Dumnezeu, ci noi. Da, exact. Și dacă lucrurile astea chiar sunt importante, atunci o să fac pași în direcția asta. Dacă doar clamez, o să mă frustrez. Pentru că eu percep diferența între ce spun și ce fac. Chiar dacă ceilalți mă percep. S-ar putea să ne trezim cu replici de la copiii noștri care o să ne spună, tata, dar tu bați câmpii. Uite ce faci de fapt. Și cred că e interesant să afli ce e important pentru tine. Și în momentul ăla cheltuielile inutile dispar. Atunci îți cumperi o mașină de nu știu care pentru că ai vrut asta, ți-ai asumat asta, știi ce consecință să aibă asta asupra bugetului tău, asupra familiei tale și nu pentru că are vecinul nu știu care. Nu pentru că are gigel către a cărui viață aspiri tu. Și îmi place foarte tare, nu mai țin minte ce ne-a spus, dar spunea că ar fi drăguț să fii tu, că toate celelalte roluri sunt date. Da, nu mai amintesc, dar da, e foarte tare asta. Și atunci cred că despre asta e. Cine ești tu? Ce vrei să fii? Ce vrei să scrie pe piatra ta de mormânt dacă vrem să fim veseli în continuare? Sau să facă mișto nepoții de tine acolo la priveghi?
Cum ai plecat la drum cu povestea asta cu educația financiară? Am luat-o în freză cu succes. Eu sunt economist de meserie și în 2000 m-am gândit eu că îmi atinsesem obiectivul personal, respectiv să-mi cumpăr apartament, o chestie pe care și-o dorește orice moldovean venit în București. Și am cumpărat apartament și am zis, super, deci asta e tot ce trebuie să fac. Aveam vreo 24-25 ani, fără credit nu era. În 99, nu. Abia atunci se dădea legea creditului ipotecar, nu exista împrejur, trebuia să ții bani în casă pentru că veneau băncile în cap și așa mai departe. Și am atins obiectivul ăsta, nu știam că mai e ceva după, am zis, gata, de acum pot sta acasă forever. Și mi-am dat demisia. Și wake-up call a venit foarte repede, în sensul în care soția era gravidă, nu producea la momentul respectiv și am constatat că oamenii mănâncă în fiecare zi și a fost o mare descoperire pentru economistul Lupește, care a zis, ok, îți lipsesc niște informații, pune mâna și studiază. Și după aia, pe măsură ce am citit, am început să fiu ca un convertit la o religie proaspătă, să povestesc unor altora și ușor-ușor, să zicem, pasiunea s-a transformat în obsesie, ca să mă autodiagnostichez. Și am zis că ar fi drăguț să povestesc și altora în așa fel încât ei să poată să facă greșeli noi. Pentru că pe unele dintre ele le-am făcut eu, pe alții le fac alți oameni din comunitatea noastră și le împărtășesc pe acolo. Și asta mi se pare fantastic. Și mă bucur că pot să, împreună cu partenerii noștri, putem să facem asta în mod gratuit pentru cei care nu-și permit. Și asta mi se pare super tare. Te-ai gândit la bunăstarea ta financiară, adică ți-ai stabilit niște noi ținte. Da, ok, tu ai avut o țintă, trebuie să fac casă și după aceea, practic, ți-ai pierdut reperele, dacă înțeleg bine. După aceea, nu, mi-am pierdut reperele, a fost pur și simplu prostie curată, în sensul în care nu știam că trebuie să plătești întreținerea după aia. Adică nu m-am gândit, am zis, mare șmecherie, las că o să plătească soția. Hai să zicem așa, o inocență. Hai să zicem inocență, dar a fost prostie curată. Bun. Și după aceea, cum ți-ai definit tu această zonă financiară care ar fi ok pentru tine? Păi, am o definiție care, o chestie. Ca să fii sănătos din punct de vedere financiar, ar trebui în primul rând să produci venituri. Să produci venituri înseamnă că tu ești în stare să oferi ceva de valoare oamenilor din prejurul tău, de o valoare suficient de mare în așa fel încât ei să fie dispuși să se despartă de viața lor lucrătoare, nu? Că asta am stabilit că sunt banii. După care trebuie, și asta e o abilitate, asta se antrenează, nu te naști cu ea. Sunt unii care au talent în zona asta, dar întotdeauna practica bate talent. Degeaba ai talent dacă nu faci exersezi. Toți pașii casă, da. După care e următoarea abilitate pe care trebuie să o exersezi și anume aia de a cheltui cu cap, adică să cheltui mai puțin decât faci. Ai venit, da. Am întâlnit oameni foarte buni la a face venit, mai puțin bun la cheltui cu cap, mai bun la cheltui în general, așa. Bun. După care, din diferența asta, să spui deoparte un fond de urgență, în funcție de ce urgențe ai tu și dacă știi o evidență a stai puțin, vieții. Stai, asta cu urgența să-mi definesc, eu pot să zic... Dar nu este reducere, nu e. Nu e reducere. Nu e, reducere. Deci, îmi păstrez standardul meu de viață, nu e urgență, mă gândesc că urgența ar putea să fie în... Trebuie să mă gândesc la mine, urgența ar fi să am ce să pun pe masă, da? Asta nu e urgență. Nu e urgență. Nu, asta ar trebui să știi. Adică, dincolo de astea două, ar trebui să ai abilitatea de a prevedea viitorul. Ce înseamnă să prevezi viitorul, să te joci de mama obindă? Păi înseamnă așa, stai și te-ai la paharul cu apă și zici, bugetul meu pe anul ăsta o să fie. Nu. Te uiți ce s-a întâmplat luna trecută și zici. Asta este, ok, cel de bază cum ar veni. Și poate urgența este dacă eu am acum, trebuie să am o operație la dinți. Da, trebuie să am o operație la dinți. Sau am dat cu mașina într-o groapă și am două cauciucuri tăiate și am doar o rezervă. Astea sunt urgențele. Reducerile de Black Friday nu sunt așa, pentru că Black Friday... Sunt. Nu, se poate programa. Reduceri la toale iar se pot programa, dacă asta mă interesează. Urgența e tot ce nu se poate programa că doamne. După care mai și fără de care teoretic nici nu pot să-mi continui activitatea, da, dacă m-am lovit în barbă și îmi curge tot sângele, chiar trebuie să o rezolv. Copilul, partenerul, părinții, persoanele care s-au apropiat de tine și care sunt cumva în grija ta. Se mai întâmplă, uite, se mai spargă țeavă. Sau nu poți să programezi, gata, o să spargă țeava, că nu merge. Hai să zicem că la electrocasnice și la mașini poți să te mai uiți în funcție de vechime și să începi deja să estimezi că o să-i strice asta și nu știu ce. De asta îi ducem partea de bugetare un pic mai încolo decât o face un om obișnuit. Dar totuși înseamnă că e o chestie general valabilă pentru toată lumea, nu? Adică urgența asta pentru toată lumea poate să fie
Nu, urgența, da, este, dar bugetul în sine de urgență... Suma e diferită. Suma e pentru fiecare persoană în funcție de experiența pe care o are. El asta ajută odată să-ți bugetezi și după aceea să ții evidența cheltuielor. Peste un an de zile stai și tu îți înapoi și zici, băi, care au fost cheltuielile pe care n-am reușit să le prevăd? Păi asta și asta și asta. Și ce învăț din asta? Dacă rămân, am obținea, știi, țin evidența cheltuielor și mă uit și zic, mamă, și luna asta am băut bere, ce prost sunt. Dacă s-a terminat aici, n-am câștigat nimic din această experiență. Dacă după am zis ce prost sunt și continui să fac asta, nu o să fac decât să-mi întăresc credința că sunt prost. Mm-hmm. Pe de altă parte, dacă mă opresc și zic, ok, deci am un obicei, beau bere. E important pentru mine sau nu e important pentru mine? Dacă e important pentru mine, cât mă costă și dacă îmi permit. Și dacă sunt ok cu obiceiul, îl păstrez. Dacă nu, pot să ajung la concluzia că trebuie să modific ceva la el și anume ori să scad cantitatea de bere, ori să o cresc, ori să dispară cu totul. Cum aveam eu o doamnă la curățenie care avea pensie 900 de lei și am întrebat-o cât plătește pe țigări lunar. 400 de lei. Yes. Ok. Good. Bun. Așa. Asta cu dependențele, apropo de bere, alcool, fumat și așa mai departe. Și dependențele se tratează. E un trigger foarte, foarte puternic. Bun. Am înțeles, deci pentru urgență este una, dar altfel fac o socoteală la ceea ce eu cheltuiesc, adică nu o socoteală, văd care este pattern-ul meu și văd pe ce cheltuiesc eu banii zi de zi, lună de lună și pot să văd care sunt niște cheltuieli importante, da? Cum este mâncarea, întreținerea. Așa. Și sunt musai și mă uit și la lucrurile pe care eu le consum, dar care nu sunt musai importante în viața mea. Uh-huh. Nu? Asta e ceea ce faceți și în educația asta financiară, să-ți stabiliți, să identificați aceste cheltuieli. Da, ajută foarte mult să ieși să stabilești care sunt cheltuielile obligatorii și unde tu nu trebuie să faci niciun efort de voință. Adică îți vine chiria, nu trebuie să faci un efort de voință. Trebuie să o plătești, că altfel te dă afară. Sau îți vine rata, la fel trebuie să faci asta. Îți vine curentul, îți place să stai într-o casă unde s-a prins becul, ok, plătești curentul. Uh-huh. În schimb, partea asta, sunt niște chestii unde noi avem o libertate mai mare, respectiv. Cu ce mă duc la serviciu sau în parc? Mă duc cu mașina, cu RATB-ul, cu taxiul, cu bicicleta, cu mers pe jos. Mănânc, gătesc eu, îmi comand, mă duc la cârciumă. Înseamnă alți bani, alte distracții. Și atunci e foarte interesant ca și metodă de bugetare mai simplă, dau și dau deoparte din venitul pe care l-am, cheltuielile care sunt musai, unde nu trebuie să mă mai gândesc, nu mai am de luat decizii, până când mă hotărăsc să mă schimb în altă parte, să mă mut în pădure, trăiesc cu lumină solară și așa mai departe, până atunci le-am de plătit musai. Și restul, ce îmi rămâne, pot să împart la 30 de zile și îmi rămâne o sumă, nu știu, 50 de lei pe zi, 100 de lei pe zi. Și atunci am un instrument acționabil în sensul în care la sfârșitul zilei sau în timpul zilei când constat că am depășit aia suma, zic, de acum am intrat pe roșu, iau din ziua de mâine. Mâine o să cheltui mai puțin ca să reglez. Și acum fac alții și mai au încă un job. Întotdeauna creșterea venitului este o preocupare care trebuie să fie constantă. Cumva ar trebui să spui niște obiective despre creșterea venitului activ, pentru că asta înseamnă că odată tu o să ai venit, doi o să fii relevant pe piața muncii. Nu continui, nu te oprești din a învăța și ești pe fază, vezi ce se schimbă, că sunt anumite profesii care nu mai sunt relevante la un moment dat, pe care AI-ul o să poată să le înlocuiască, inteligența artificială o să poată să le înlocuiască cu ușurință. În timp ce tu poți să începi să te califici pentru alte profesii care sunt poate mai căutate, se plătesc mai bine și așa mai departe. Dacă stai și te gândești numai că pentru școala de șoferi, sunt mulți oameni cărora școala de șoferi a schimbat viața, în sensul în care au reușit să plece dintr-un sat, să devină șofer pe tir și să treacă de la 0 lei pe lună la 2-3.000 de euro pe lună și am avut cazuri de genul ăsta, au făcut cu bani împrumutați școala de șoferi și așa mai departe, au reușit să iasă din starea respectivă. Școala de șofer de bază, ca să de acum îți iei permisul, durează 30 de ore. Adică o oră pe zi într-o lună. O oră pe zi, în fiecare zi, timp de un an, înseamnă 365 de ore, sunt două luni lucrătoare. O lună lucrătoare are 168 de ore, ca idee. Și atunci poți să înveți, faci de 12 ori școala de șofer, dacă vrei să perseverezi, sau să înveți 12 limbi străine de la nivelul de bâtă la poți să plăștești limba în gură. Apropo de asta, am avut o tipă în coaching care
făcea call center și inclusiv la zona de call center poți să-ți modifici venitul. A trecut de la limbi comune, engleză, franceză, a învățat turcă, a durat un an de zile, dar după aia a crescut venitul și a dat o mărire de vreo 15-20%. Înveți limbi și mai exotice, poți să-ți dai o mărire mai mare. Uh-huh. Sunt chestii care țin de tine. Și foarte interesant, partea asta cu creșterea venitului activ, cu atât mai mult cu cât trăim în țara asta, despre care povesteam la început, și anume poți să te trezești oricând că activele tale dispar, adică lucrurile pe care le ai și care eventual produc și alți bani, pot să dispară. Și atunci tu cazi pe ce? Pe ce știi să faci și ceilalți oameni caută? Că degeaba știi tu să faci nu știu ce dacă nu vrea nimeni să cumpere de la tine chestia respectivă sau dacă nu vrea nimeni să cumpere în general chestia respectivă. Da. Cum o să se întâmple probabil la un moment dat, apropo de curățenie, că în momentul în care o să fie roboței, nu o să mai fie nevoie de atâta personal în zona aceasta. Și, de exemplu, acum aproape că nici nu mai găsești astfel de oameni. Sunt ori plecați, ori sunt foarte, foarte puțini și oricum și pe frustrarea asta noi o să și încercăm să găsim soluții alternative. Uh-huh. Vreau să te întreb, deci, practic, ne uităm pe zona asta de venituri, vedem care sunt veniturile noastre, ne uităm pe zona de cheltuială, putem să decidem să creștem veniturile sau putem să decidem să scădem cheltuielile sau să fie măcar un să nu mai risipim. Da, măcar să nu mai risipim, dar întotdeauna și apropo de a ne crește veniturile, e nevoie să ne punem întrebarea pe care ai spus-o mai devreme, merită atâtea ore din viața mea să cumpăr telefonul X sau mașina Y? Pentru că uneori e posibil să devii atât de solicitat și să fie lucrurile atât de solicitante pentru tine încât nici măcar să nu mai înțelegi, să nu-ți mai înțelegi propria viață, pentru că muncești 12-14 ore, nici nu mai apuci să te bucuri nici de mașină, nici de casă, curte și așa mai departe. Să ții un moment, apropo de că suntem în căutarea stării de bine, să ții un moment de respiro și să vezi ce este într-adevăr important pentru tine. Nu știu dacă am vorbit despre ce ar însemna pentru tine bunăstarea financiară. Ce mai ai văzut? Cum își definesc alții bunăstarea financiară? Oamenii își definesc bunăstarea financiară în funcție de ce e important pentru ei. Inclusiv definiția mea despre bunăstarea financiară s-a modificat pe parcursul vieții, adică la un moment dat pentru mine bunăstarea asta însemna să pot să-mi permit să-i dau pe amândoi la școală privată, pentru că așa a fost mersul, după care a început să se schimbe. Am început să prețuiesc mai mult timpul meu, am început să prețuiesc mai mult timpul cu ei. Uh-huh. Și apropo de ce spuneai tu mai devreme, ajungi să faci cheltuieli compulsive tocmai pentru că nu mai ai timp cu tine și îți dăruiești un pic de satisfacție când dai cu cardul. Și asta e o chestie care nu are sens. Adică dacă te-ai oprit din dat cu cardul, ai putea să muncești mai puțin, poate în urmă mai mică, exact, în așa fel încât să ai timp și pentru sufletul tău. Sunt oameni care au nevoie de milioane. Sunt oameni care au nevoie de un ou pe zi și o felie de pâine. Și fiecare își definește starea asta de mai bine într-un fel sau altul. Îmi place foarte tare un banc. Este cu evrei pentru că ei sunt cunoscuți pentru abilitățile lor financiare, dar de data asta este despre standarde de viață mai degrabă. Și anume, un evreu vine la rabbi și zice lui rabbi: rabbi, tu vorbești cu doamne, doamne, rabbi fiind preotul lor, vorbești cu doamne, doamne, uite care e treaba. Noi stăm 5 persoane într-o singură încăpere și e complicat, nu știu, zilul doamne, doamne, să spună ce să fac. Zice rabbi: minunat, vină mâine și-ți spun. Vine ăsta a doua zi la rabbi și zice: ce zici, doamne, doamne? Și ăsta zice: bă, doamne, doamne, zis să te duci, să tragi un perete prin mijlocul camerei din nuiele și să bagi într-o jumate porcul, găinile, caprele, ce mai tu, și în partea cealaltă stați voi. Și ăsta, da, e nebun și zice: așa a zis, doamne, doamne, mi-ai pus să-l întreb, treaba ta, nu știu, te duci și faci. Peste o săptămână se întoarce ăsta și zice: rabbi, problem, nu e mai bine ea. Te de nasol și cu găinile și cu caprele și cu nu știu ce. Te rog, eu vorbește cu doamne, doamne, vezi ce se întâmplă. Ăsta zice: bine, pentru tine îl deranjezi din nou. Vino mâine. Vine ăsta și zice: ok, uite, am vorbit cu doamne, doamne, și este în felul următor. Te duci acasă, scoți porcii, rațele și ce mai e tu acolo, scoți peretele și mâine vii să-mi povestești cum a fost. A doua zi vine ăsta: rabbi, e atât de bine, e fantastic, avem 20 de metri pătrați doar pentru noi. Știi, dacă vrei să îndeplinești mai bine, mai degrabă obiectivele,
mai... poți să le diminuezi. Să mai... și atunci mult mai repede. Atunci o să fie mult mai... Da. Da. Îți crezi standardele. Ultima sesiune de coaching pe partea asta financiară, care ai simțit tu că a contribuit foarte mult în viața mea, dacă ne poți spune așa foarte succint, asta ca să ne dăm și seama ce presupune acest proces și de unde se poate pleca și până unde se poate ajunge. Ce revelații a avut omul? Ce a constatat? Acum îți dau două exemple, nu unul, că nu mă pot opri la unul. M-ai avertizat că o să dureze mai mult decât mi-am propus. Da, cer scuze de pe acum. Ideea e în felul următor. Metoda în sine e simplă. Vine omul, are un obiectiv, tu încerci să vezi care e, să-l ajut să stabilească obiectivul în așa fel încât să știe că l-a atins și că e bun pentru el, după care te uiți la realitate, care de obicei poți să pipăi foarte bine dacă faci situația financiară, venituri, cheltuielile active, datorii. Un Excel frumos acolo în care Excel, le trecem pe toate. Poți să le faci pe foaie, pe plicuri. Sunt o grămadă de variante. Nu e asta problema. Să ne oprim la Excel sau la aplicații. După care, vezi ce opțiuni sunt. În așa fel încât omul să poată să-și aleagă în funcție de locul din care pleacă, adică situația actuală, locul în care vrea să ajungă, obiectivul, vede ce opțiune are. Unele sunt ale lui, pur și simplu. Unele poți să vii tu ca și sugestie. În sensul în care, până la urmă, tot omul alege că e viața lui și responsabilitatea lui, după care vezi care e cel mai mic pas pe care poate să-l facă ca să iasă din situația respectivă. Și ideea este în felul următor. Am oameni care vin și prima sesiune plâng pentru că au o situație financiară dificilă, au un grad de îndatorare care, adică au rate care sunt mai mari decât veniturile. Și atunci, pentru persoana respectivă, faptul că ea reușește cumva, fie pentru că reușește să facă un venit în plus, fie pentru că reușește să afle că mai are niște bani disponibili pe nu știu unde și să achite o datorie din aia, deodată se trezește cu 100-200 de lei din care poate să mănânce de unde înainte trebuia să se împrumute ca să facă rost de bani de mâncare și aici e o valoare și ce capătă persoana respectivă la final este liniște pentru că a reușit să-și plătească datoriile, o parte din ele și să ajungă într-o situație controlabilă și partea cealaltă, oameni care vin și spun, Cornel, fă-mă să economisesc. Și eu spun, Simona, ești gata? Și Simona zice, da, și fac. Gata, te-am făcut. Ideea este că, până la urmă, identificăm care e mecanismul din spatele pentru minții care tale, eu... care funcționează pentru tine, pentru că ce funcționează pentru mine s-ar putea să nu funcționeze pentru tine. Și atunci trebuie găsită motivația persoanei respective și de ce vrea să rezonă. Motivul pentru care vrea să... schimbe. Economisească. Uh-huh. Pentru că dacă a spus Cornel trebuie să economisești, așa e bine, așa e bine sau că nu știu ce, este o să țină o zi, satului. Două, trei și vocea satului. Exact. Cine e Cornel ăsta? Nu contează. Uh-huh. Dar în momentul în care tu te apuci și îți găsești tu motivația, păi vreau să economisesc pentru că nu mai vreau să mai ajung niciodată în situația în care să n-am ce să pun pe masă. Pentru că nu vreau să ajung în situația în care să nu pot să cumpăr un medicament copilului. Pentru că nu știu ce, și asta e zona de care fug. Sau zona spre care fug, pentru că vreau să am o viață care să fie așa sau așa sau așa. În momentul ăla, persoana respectivă își găsește motivația proprie și nu are nevoie. Eu nu vreau să fac să fie dependentă de mine, să vină la mine când are nevoie de motivație. Procesul în sine este un proces în care persoana învață cum să-și descopere obiectivele proprii, cum să le măsoare în așa fel încât să și le atingă. A trecut odată prin proces, poate să-l facă de câte ori are nevoie cu ea sau cu cineva drag. Ok. Care sunt convingerile limitative pe care le întâlnești la oameni apropo de a face bani sau a avea bani? Păi sunt o grămadă de la banii sunt ochiul dracului, ăștia care fac bani sunt nașpa, până la nu merit, nu sunt important, banii nu cresc în copac, sunt o sumedenie. Adică într-un proces de coaching mă gândesc că apar aceste credințe limitative și atunci cumva îți... degeaba pui niște planuri pe hârtie și stabilești obiectivul și efectiv ce vei face, baby steps, și apar ele. Uh-huh. Reușiți prin sesiunea de coaching să le depășiți obstacolul ăsta interior, mental? Eu zic că da. Cel puțin într-o parte din situații, cu siguranță.
Dar e bine să le conștientizez într-o prima fază sau da, e ok să mă ruleze acolo în continuare? În momentul în care rolul tău ca și coach este, printre altele, să oglindești. Să pui și oglindă. Exact, pui oglindă, să, așa, să reformulezi ce spune persoana respectivă. Câteodată e suficient să asculți. Persoana se aude vorbind și își dă seama, zice, mamă, până acum mi-am dat seama ce prostii sunt în capul meu. Și se poate întâmpla, e judecata proprie, nu e judecata noastră. Pentru noi înseamnă doar niște reflecții pe care le are în momentul respectiv și atunci întrebarea este ok. Și credința asta pe care o observ la tine, asta vrei să spui, da? Ok. În ce fel te ajută? Uh-huh. Care ar fi o credință mai bună cu care ai putea să o înlocuiești cel puțin temporar cu asta, care înțeleg că ți-e familiară, poate nu vrei să renunți la ea pentru un moment, dar hai să încercăm pe asta. Să uh-huh. vedem dacă funcționează. Spre exemplu, eu topesc banii, cu eu pot să economisez sau sunt, fac parte din clubul oamenilor chipzuiți. Hai să renunțăm la abonamentul ăsta pentru o lună, să încercăm abonamentul ăsta pentru o lună. Ce comportamente se schimbă în momentul în care eu fac parte, în primul rând, cum se schimbă identitatea mea în momentul în care eu aparțin un altui club? Uh-huh. După care ce credințe, valori, comportamente, abilități, mediu, cum se schimbă în funcție de această credință și nou abonament pe care mi l-am luat. Și ușor, ușor, se schimbă credințele respective. Sunt unele care se schimbă așa, pentru că odată ce ai văzut un lucru, nu mai poți să îl uiți. Și sunt altele care răspund un proces, câteodată unii au nevoie să meargă în terapie, să vorbească despre asta. În patru, maxim patru sesiuni cât avem noi, nu intrăm în zona de terapie. Chiar dacă avem și psiholog în echipă și om care se ocupă de zona de resurse umane, consilier vocațional, coachii noștri au suferit diverse formări și acum pot să ofere da, diverse perspective. Apropo de credințele limitative, mă gândesc aici, știi că la început de emisiune spuneam că poate discutăm și despre aceste profile ale modului în care cheltuim sau economisim banii. Mă gândesc că există și acest program pe care unii dintre noi putem să-l spunem, eu așa sunt, eu sunt cheltuitoare. Uh-huh. Este ceva ce poate fi schimbat relativ repede în interiorul nostru, să reușesc să-mi înlocuiesc acest program și să mă țin de un plan pe care îl stabilesc în sesiunea de coaching? De multe ori este vorba despre doar despre o decizie pe care trebuie să o iau. Alte ori și se nu creează. Doare. Și nu doare. Nu suferă omul. Nu. Uh-huh. Nu foarte tare. Anyway. Glumesc. Nu degeaba porticul ăsta. Îmi spun că sunt cheltuitor, repetiția mama învățătorii. Dar se mai întâmplă ca oamenii să nu dorească să schimbe credința respectivă și atunci încearcă să creeze un mecanism în așa fel încât supraviețuiască cu ea. Și chiar am avut o situație foarte interesantă. Era o doamnă care se definea pe sine ca fiind parte din clubul celor care topesc banii și cu toate astea, pentru a supraviețui, a constatat că are lângă ea o soră. Și în momentul în care intrau banii, dădea banii surorii, dumneai, și sora îi dădea înapoi cu referat. S-a trezit ea la un moment dat că vrea să-și cumpere nu știu ce prăjitor de pâine și a sunat-o pe sora ei și a spus: „O, soră, mai vreau și eu un prăjitor de pâine.” Sora zice: „Da, de care? Cât? 250. Îți spun mâine.” A doua zi o sună înapoi și zice: „Fată, ești plastă? Eu l-am găsit nu știu unde cu 150 de lei. De ce arunci banii?” Zice: „Cu 100 aia de lei poți să-ți cumperi altceva și e păcat să arunci dacă poți să îi dai o altă utilizare.” Ea a găsit o soluție care funcționa pentru ea. Nu zic că e cea mai bună soluție, dar a fost soluția pe care a fost dispusă să o accepte și adopte în așa fel încât să fie mai bine. Unii o să facem schimbarea asta către o altă credință care să ne fie mai utilă. Unii dintre noi nu o să facă și o să-și întărească anumite mecanisme de a se descurca cu credința respectivă. Oricum e ok, că tu, e viața fiecărui dintre noi și noi facem alegerile noastre în momentul ăsta. Mâine putem să alegem altceva. Mi se pare foarte, foarte interesantă discuția noastră, dar să știi că ne apropiem de final, deși pare așa că s-a întâmplat totul în câteva secunde.
Am o ultimă întrebare pentru astăzi. O să ne revedem și în alte emisiuni și o să mai explorăm acest subiect, care clar este foarte, foarte vast și foarte ofertant. Dacă ar fi să dai 3 sugestii așa de bază ca să ne menținem bunăstarea financiară, care ar fi? De la cea mai de bază, domnule, dacă ai un anumit venit, nu cheltui mai mult de atâta, până la alte idei pe care simți tu nevoia să le împărtășești cu noi acum spre final. Eu cred că deja le-am spus cumva într-o formă sau alta. Primul, hotărăște că tu ești stăpânul propriei vieți. Odată ce ai hotărât asta, stabilește ce e important pentru tine și comportă-te ca atare. După care, măsoară să vezi dacă ești pe drumul cel bun în atingerea obiectivelor pe care le ai și folosește acest minunat instrument de dezvoltare personală care se numește buget. Pentru că dacă bugetul se ocupă cu planificarea în timp a banilor și banii sunt viața ta lucrătoare, bugetul înseamnă planificarea vieții tale. Adică începe să străiești viața cu intenție, stabilește ce e important pentru tine, ce vrei să atingi și la treabă. Unde găsim cursurile voastre? Pe banometru.ro. E o platformă gratuită unde poți să găsești curs video gratis, poți să te înscrii la sesiuni de 1-1 iarăși gratuit. Sunt o grămadă de resurse, precum calculatoare de credit, calculatoare de economisit iarăși pe platformă. Avem o comunitate pe Facebook, iarăși gratuită, unde mai avem o dată la 2 săptămâni webinarii pe diverse teme și mai avem și încă o chestie, un soi de grup de suport care se numește Partener de Succes, în care tu, împreună cu un coleg pe care ți-l alegi, parcurgeți etapa asta de înspre a-ți atinge un obiectiv, de data asta cu ajutorul unui coleg, unui peer, în loc să ai ajutorul unui coach. Coachul o să fie o dată la 2 săptămâni ca să te aplaude când ai reușit să te ajute să te ridici în momentul în care ai căzut. Că sunt un pășeastă și absolut normal. Mi se pare fantastic când faceți acest lucru și faptul că să ai acces atât de ușor și un acces la părerile unor specialiști și unor oameni care au experiență în a ghida oamenii în acest sens. Îți mulțumesc tare, tare mult. Ne revedem curând cu alte subiecte tot în această temă, direcție. Vă mulțumesc și vouă tuturor celor care ne-ați urmărit până în acest moment. Vă invit să răsfăiți noul număr al revistei, unde vă așteaptă foarte multe articole interesante. Pe curând!